Salutare la toți! Astăzi sunt foarte emoționată fiindcă plecăm la grădina zoologică, dar din Grecia, și vom vedea girafe și orice animale care nu le găsim în Moldova. Dar de ce sunt aici? Fiindcă vreau să-mi aleg ținuta, dar înainte de asta vreau să mănânc și micul dejun. Haideți cu mine! Și mie îmi place să deschid lucruri și acum vreau să-mi fac și un cacao și ia uitați, el este închis și vreau să-l deschid, că mie îmi place să deschid chestii. Ups, nu s-au deschis prea bine, dar încercăm din cealaltă parte. Oh my god, nu-mi plac că închid foarte bine lucrurile. L-am deschis totuși. Haideți să vedem cum este. Eu cred că sunt niște pliculete. Nu sunt niște pliculete. Este un cacao mare. Și am zis să-l încerc pe ăsta ca să nu mănânc cu zahăr, ca să fiu mai sănătoasă. Care cereale să le aleg? Pepeca, cu eroi în pijamale, cu minion, cu ciocolată. Cred că azi o să-i încerc pe ăștia. Deschid această pungă de cereale și sunt foarte bune. Apropo, și aceste cereale sunt fără zahăr. Să mâncăm. Mirează. Să gustăm. Și nu mergem așa la zoopar. Să-mi arec și o rochiță. Aceasta e prea mov. Și nu-mi plac liniile astea acum. Aceasta cu inimioare, prea elegantă. Acesta e un tricou. E rochiță, e mai mult pentru ziua naștere. Această rochiță e prea roz. Aceasta e prea verde. Ăsta e un tricou, dar am mai văzut ceva pe aici. Wow, o rochiță de acesta. Da, el e foarte frumoasă. Dar totuși o să o aleg pe asta. E preferata mea din rochițe. Uai, ce bună alegere am luat. Apropo, această rochiță este și cu verdeață, și cu floricere, și cu fluturaj, cred că pe aici. Da, toate animalele o să vină după mine, fiindcă să mă vadă și o să credă că sunt o păieniță. Dar sper să nu mă mănânce. Iar acum să trecem la cofură. Abia aștept. Vreau să fac ceva cu părul ăsta. Nu vreau să plec așa. Haideți, vreau să mă uit ce elastice pot să îmi iau. Wow. Cred că o să le aleg pe aceste două. Pentru cofura aia îmi trebuie două elastice. Și aceste două roze se potrivesc foarte bun cu ele și așa că le iau pe ele. A început procesul. Mami, salut! Salut! Ați plecat la zoopark? Da, am emoții și eu, fiindcă am văzut pe internet că sunt foarte multe animale pe care nu le-am văzut în Chișinău niciodată. Mami, dar eu vreau să văd girafă, să fiu... Tu vrei girafa? Eu vreau elefantă. Da, dar sper să nu ne stropească. Și pieptenăm foarte, foarte bine, fiindcă să nu iasă niciun fir. Am da, lui Ioana nu-i place să iasă fire, dar totodată părul... E cam înglicit. Nu, în sens că aici sunt careva fire noi care apar. Părul se îndesește, că face mai des. Acum și ajung și acolo. Rezultatul filmă, mie îmi place foarte mult. Wow, ce frumos, mersi! Cu drag! Gata, ne-am schimbat gofura, nu mi-a plăcut cum am făcut-o. Am ajuns la zoo și ne întâmplă niște papagali. Și niște, stați că mi-am uitat, flamingo, dar eu uitați, au nume pe picioare, numere. Oare de ce? Și ia uitați cum stau într-un picior și mă interesează de ce tremură. Parcă nu sunt răniți. Cred că le trecem. Că bagă, nu-i înainte.
De ce l-a pus mai mic? Ce animal e acesta? Oana, tu știi? Nu, dar ne arată pe hartă. Da, cu știi de pe hartă. Deschide, mami. Suntem pe aici, putem. Iată-l, iată-l, iată-l. Da. Ce e de mare? Uite că se duce afară. Dar văd că măicații deja de lui îi place mai mult aici, îl văd. Da, nu vrea să fie afară. Dar nasul e lung, cred că e un mincinos. Doamne. Cine? Ce minciun? Ce? Oh my God, veniți pe mine. Oh, ce dulce. Asta este capibara. Capibara. Ca să dau două ouă, le trebuie 25 de zile. Și ia uitați, nu știu ce mănâncă, dar ia uitați, a venit și mănâncă. Wow, ce drăguț! Ce colorat! Permite domnul Paznic. Ei, domnul Paznic, s-a terminat circul. Ei, dă de la o parte. Ei, ăla nu-i locul. Credeți că conduc dar o mașină nu reală de jucărie, logic? Nu, mașina tigrului, ia uitați. Și e real. Este un leu. Dar mi-a este foarte interesant cum s-a urcat. S-a mers la patera scumată. Să mergem la accelerare. Am ajuns unde vroia Oana cel mai mult. Ce sunt de mari. Salut! Mic zebre! Aha, zebrele sunt mai aproape. Prima dată de zebre. Zebre am mai văzut, dar girafă. Eu n-am văzut zebre. Nu? Nu, dar de mai mult. Sunt. Ah, da, da. E ca lăbuța. Ah, bună lăbuța. Cât? Nici cât două mâini de noastre. Dar nu, cred că se doarme, cred. Mănâncuții. Și mai multe mănâncă. Da, și căprioare. Sport. Asta e tigru. Tigrul la fel doarme. Ah, iată tigru, eu nu înțelegeam unde e el. Dar poate pune mâna pe ochi. Da. Oh, e parcă gelatină. De ce așa? De lume. Oare de ce este din plastic? Salut! Capibara! Se aude cu capibara? Foarte tare! Capibara! Capibara! El e un puișor, micuț și s-a pierdut, cred că, de mama. El e mic și a ieșit de prin... Nu, e de aici! Lui, trebuie să-l dăm înapoi. Vai, vină în pace,
repetă după tine? Iarbă? Da, nu sunt carnivori. Sunt ierbivori. Ierfiori. Doamne, nici cerul nu-l vedem aici. Dar mai întâi plecăm la o pauză mică. Da, să luăm ceva rece să ne răcorim. Încă este foarte mare grădina zoologică aici. Avem multe ce vedea, încă vreo 2 ore minimum. Au venit lângă noi. Da. La cafenea. Au venit cele la cafenea. Să bem o ceasca de cafea, mami, dar eu un suc. Și ia uitați, să vine și el la cafenea. A venit cel la cafenea, la o gustare, da? La gherbine. Se duce să așează la măsuță. Oana, de să-l văd. Facem aici un popas lângă girafe, mâncăm și noi și girafele mănâncă. Și uitați cât de ușoare fac. Nu știu ce ne-a făcut, dar uitați acolo. Unul este împrăștiat pe acolo cam. S-a fugit așa. Wow, ce păsări mari sunt. Ia uitați un păun. A venit și el să-ți vadă prietenii. Am văzut și el la plimbare ca noi, da? Noi l-am mai văzut pe la terasă. Wow! Ăsta nu l-am văzut, că e prea pănos. Cred că de la el am văzut. Uitați-vă, ce drăguți! Și ăla de parcă cade. Să mergem să vă arăt și elefantul, dacă mai este pe aici. Da, el se plimbă. Încolo, încoace. Face plimbarea de seară. Plimbarea de seară. Dar cred că trebuie să ne ducem încolo. Unde putem să-l găsim? Vai, ce loc mult are aici. Aha. Dar pentru unul, cred că. Am văzut doar unul. Hai să-l căutăm. Uite, că sureana mai mică, sureana mai mare. Aha. Mama cu tata. Pinguin. Ia uite, pinguin. Mama! Și uitați că ai! Te-a putut să fără? Ți-e frică? Frate cu sor, da? Eu cu Dragoș. Ah. E pe să micuți, mama. Aha. Să joacă, da? A fost foarte super la Zoopark. Vă recomand și vouă. Link-ul vă las din descriere. Când veniți în Atena, da? Da. Veniți neapărat și la Zoo. E departeșor, poate de centru, dar se merită. Da, foarte vă pup. Scrieți în comentarii. Și ne dați like-ul, subscribe. Da, pa! Pa.